Domnule primar, ca de obicei, discuții cu cetățenii aproape de oameni înseamnă pentru dumneavoastră ceva normal, firesc, în fiecare zi. Da. Ce discutăm astăzi? Bună ziua și bine ați venit la noi. A venit foarte târziu, deja suntem sătui de muncă. Acum discutăm totuși tot altceva. Așteptăm vizita celor de la București. Poate în sfârșit, după atâția ani, dăm și noi drumul la stația de compost de gunoi de graj. Și băieții sunt pe utilajele care o să lucreze acolo. Chiar acum discutam cum facem să trebuie cu domnul vice, să informăm cetățenii, pentru că va trebui în momentul în care ne sperăm că până vineri să punem folosință această stație, noi va trebui să mergem să aducem materia primă, adică gunoiul de graj din toată comuna, ca din acel moment, oricum noi cântărim mașinile de gunoi care pleacă din comună, care vin vinerea și ea, tot gunoiul, scoțând acest gunoi de graj, să sperăm că vom plăti și noi mai puțin către REBU, către IRIDEX și, bineînțeles, și populația va plăti mai puțin. Dar o să facem o informare și de asta discutăm pentru informarea populației din nou. Noi am mai făcut-o odată anul trecut printr-o hârtie casă în casă, în care le specificam că, virgulă, gunoiul de graj îl luăm noi sau poate să-l aducă ei, dar numai gunoi de graj. Iar vinerea când vin, asta este ziua în care se ridică REBU gunoiul menajer și marțea de două ori pe lună se ridică gunoiul de plasticuri și cele care merg pentru tot ce înseamnă plastic, punșe. Deci gunoiul nu se mai aruncă pe râpe, pe marginea, pe unde se vrea. Că avem o informare de la Poliția de Frontieră și nu numai și chiar pe tema asta o să-i rugăm să intervină. Da. Ca din moment ce tot gunoiul de graj se ridică de către noi, gunoiul celălalt îl ia Raja, ia REBU, din momentul ăla n-au ce mai căutat în spatele localităților, unde de fapt peste tot sunt izlazul. Și izlazul e controlat inclusiv de Poliția de Frontieră, nu numai Garda de Mediu, care am înțeles că are puțini angajați și nu poate să facă față la 53 de localități. Și din cauza asta noi cerem ajutorul și poliției și poliției la toată lumea să nimeni lăsăm pe oameni să mai... cei care nu înțeleg că acest gunoi nu mai trebuie dus în spate. Ați estimat un profit, domnule primar? Stația. Păi în primul rând profitul cel mai mare este faptul că încercăm să terminăm cu tot gunoiul de jur împrejurul satului. Al doilea profit este faptul că tot ceea ce gunoi îl producem acolo se va întoarce în agricultură ca bio. Pentru că va avea o concentrație, noi vom merge la un laborator la București care să ne spună ce conține acest gunoi, acest compost. Se poate vinde? Păi se poate vinde, cum să nu? Asta și facem. E un alt preț și merge spre agricultori. Foarte mulți colegi fermieri care legea e să nu duci în capătul solei, dar ei au mai dus oamenii și acolo au probleme, pentru că ei nu poate să arunce gunoiul ăsta de graj în orice moment al anului, cum poate să arunce acest compost. Compostul transformându-se de fapt într-un praf. Ei, în momentul în care îl aruncă, trebuie sare. Și ca sare nu are decât toamna sau primăvara. Și atunci, băgându-l sub arătură, va ieși și din el ceea ce a mâncat vacile sau oile. Și dintr-o dată intervine chimic ca să distrugă acest buruian, cum îi spunem noi. Deci profitul este odată că încercăm să facem comună frumoasă, a doua că, virgulă, nu o să mai plătim atât de mult la REBU, a treia că vom încasa și noi ceva și vom duce să vă îndreptați spre fermieri și nu în ultimul rând pentru faptul că o să fie patru angajați, patru familii care au de 4-5 familii care au, până la urmă, un suport financiar din partea primăriei.